iOS 16.5 a fost lansat și cu toate că nu aduce cine știe ce funcții noi sau revoluționare, e totuși un update pe care ar trebui să-l iei în considerare. Haideți să vedem de ce. Tot astăzi Apple a lansat și alte update-uri și aici mă refer la iPadOS 16.5, WatchOS 9.5, macOS 13.4, tvOS și HomePodOS 16.5, dar nu au fost uitați nici cei dintre voi care sunt un pic mai precauți sau cei care nu au făcut saltul la iOS 16, pentru că Apple a lansat update-uri și pentru iOS și iPadOS 15.7.6, macOS 11.7.7 și macOS 12.6.6. În ceea ce privește funcțiile noi, numărul lor e destul de mic, la fel cum sunt și majoritatea dintre ele. Una dintre modificări este suferită de aplicația de news, pe care noi nu avem disponibilă în România și constă în introducerea unei noi secțiuni de My Sports. În schimb, avem un nou wallpaper creat pentru a sărbători comunitatea LGBTQ+. Acest wallpaper vine și pe Apple Watch, alături de o brățară nouă și poate fi accesat intrând în lock screen, wallpaper, scroll până la Pride și voilà. Interesant e că dacă îl setăm, avem această tranziție atunci când ieșim din lock screen, ceea ce mă duce un pic cu gândul la live wallpaper-urile pe care le-am avut până la iOS 15. Nu știu, poate că ăsta e un mic hint că urmează să-și facă un comeback în iOS 17. Speculez, doar speculez. O altă funcție nouă constă în faptul că acum putem instala update-uri chiar dacă avem mai puțin de 50% la baterie. Deci acum, dacă avem nivelul bateriei sub 50%, nu mai trebuie să băgăm telefonul la încărcat ca să facem update-uri și îl putem face oricum. De asemenea, există și câteva bug fix-uri în acest update. Apple a rezolvat o problemă pe care aparent au semnalat-o mai mulți utilizatori, referitoare la căutarea în Spotlight. Din ce am înțeles, tastatura nu apărea sau funcția de search pur și simplu nu funcționa. Acum, eu nu mi-amintesc să mă fi confruntat cu problema asta, dar dacă tu ai pățit treaba asta, află că iOS 16.5 te rezolvă. Un alt bug fix are de-a face cu funcția de CarPlay, mai exact aplicația de podcast, și se referă la încărcarea conținutului, care aparent până acum nu se încărca. Și cum eu nu am CarPlay pe mașină, nu vă pot exemplifica modificarea, dar dacă obișnuiți să ascultați podcasturi pe drum, aflați că problema este acum rezolvată. iOS 16.5 rezolvă și o altă problemă pe care iar eu nu am întâmpinat-o și are de-a face cu screen time. Aparent, screen time-ul nu se sincroniza de la un dispozitiv la altul, deci acum, dacă intri în screen time și activezi această funcție, ar trebui ca ea să se sincronizeze cu toate dispozitivele tale, fie că vorbim de iPhone-uri, Apple Watch-uri, Mac-uri, iPad, etc. Ar mai trebui să știi și faptul că odată cu acest update avem și niște actualizări de securitate, deci ar fi bine să le faci. Totodată, săptămâna trecută, Apple a făcut un anunț care cumva a luat lumea prin surprindere și aici mă refer la anunțul că Final Cut Pro și Logic Pro vin pe iPad. Foarte multă lume a așteptat de foarte mult timp un asemenea anunț și deja s-au stârnit niște mici controverse, având în vedere faptul că Final Cut Pro va fi compatibil cu orice iPad care are chip M1 sau mai nou, în timp ce Logic Pro va fi compatibil doar cu iPad-urile care au chip A12Z sau mai nou. Deci, ghinion eu. Acum, cu toate că ambele servicii sunt portate pe iPad, ele vin și cu niște diferențe, una dintre ele fiind că ambele aplicații devin subscription services. Și nu-mi rămâne decât să sper că această tranziție nu va survola și deasupra aplicațiilor de pe Mac. Hopefully. În ceea ce privește performanțele update-ului, n-am observat nimic defectuos pe iPhone 13 Pro-ul meu. ProMotion-ul merge fluid, nu am observat vreun lag sau vreo problemă. În ceea ce privește viața bateriei, va mai dura câteva zile până se va actualiza, mă refer la procentul la battery health, dar până acum totul pare ok. Dacă mi-a scăpat ceva în clip sau dacă ai găsit alte lucruri noi referitoare la iOS 16.5, poți să accesezi secțiunea de comentarii și să ne auzim acolo și dacă doriți să descărcați wallpaper-ul din clip, îl puteți găsi în linkul din descriere. Dacă nu v-ați abonat deja la canal, vă îndemn să o faceți și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like. Ca întotdeauna, mersi mult pentru view și atât. Ciao!